Domnule director, tragedia de la Caracal a adus în spațiul public tot felul de discuții legate de analizele genetice și de expertizele criminalistice. Dumneavoastră sunteți șeful Institutului Național de Criminalistică și sunteți expert în analiză genetică. Deci puteți să ne oferiți detalii cu privire la acest subiect, mai ales că tema este una extrem de complexă. Și evident, ceea ce ne spuneți dumneavoastră este desigur legat de modul în care ar trebui să înțelegem toate aceste activități pe care le are Institutul. Ce tipuri de ADN vizează analizele la dumneavoastră? În cadrul, haideți să numim în continuare laboratorul, să vă detaliez un pic ce presupune acest domeniu. Laboratorul care, de fapt, este compus din trei segmente. Segmentul de analize genetice a probelor biologice provenite din câmpul infracțional, să-l numesc așa. Adică sânge, salivă. Orice fel de urmă, microurmă biologică. Fir de păr. Sigur. Unghie. Orice fel de urmă biologică. Orice puteți scoate ADN-ul. Exact, da, care conține pe suprafață sau în interior celule nucleate. Pentru că analizele noastre vizează ADN-ul din interiorul nuclear. Deci ADN-ul nuclear. ADN-ul nuclear, ADN-ul cromozomial. Pe lângă acest laborator, avem separat laboratorul de procesare a probelor biologice recoltate de la persoane. Separat pentru a fi fluxuri distincte. A treia componentă este baza de date propriu-zisă. Sistemul Național de Date Genetice Judiciare. Avem baza de date cu profile genetice și baza de date cu caracter personal. Unde sunt acestea locate? Sunt de la recidiviști sau de la persoane care au trecut prin etapa amprentării și așa mai departe? Da, și de la o categorie și alta. Persoane care sunt condamnate și conform legii 76 fac obiectul introducerii în baza de date. Deci avem, cu alte cuvinte, trei componente. Revenim la întrebarea pe care a spus-o. La ADN, la tipurile de ADN. Da, în momentul... Poate ne spuneți și totuși ce este cu acest ADN mitocondrial, că toată lumea vorbește, dar mulți se uită doar pe Google și își dau cu părerea despre ADN-ul mitocondrial. Actual, în cadrul laboratorului, se analizează ADN-ul autosomal, ADN-ul cromozomial și heterozomal. Cele două categorii. Primul, ne oferă informații despre raritatea sau unicitatea, individualizarea unei persoane. Codul în cadrul genetic. Codul genetic, să-l numim, noi numim în domeniul profilul genetic al persoanei, pentru că sunt studiați anumite zone din cromozomi care determină unicitatea unei persoane. ADN-ul heterozomal, vorbim de analiza cromozomului Y, care se găsește la persoana de sex masculin. Pentru prima categorie de ADN lucrurile sunt clare, demonstrăm raritatea. Asta cu mitocondrialul este neclară. Pentru ADN-ul de pe cromozomul Y se poate obține informații despre, evident se aplică doar persoanelor de sex masculin și urmărim o linie paternă a persoanei de la care avem proba respectivă. ADN-ul mitocondrial se regăsește în mitocondrii, care mitocondrii la rândul lor se găsesc în citoplasma celulei, nu în nucleu. Organitele celulare. Unele dintre ele sunt aceste mitocondrii. Numărul mitocondriilor față de ADN-ul autosomal, care este în două exemplare care și se regăsește în nucleu, ADN-ul mitocondrial poate să fie de peste 1000 de ori replicat, replici în citoplasma celulei. Cu alte cuvinte, mitocondriile pot fi în număr de peste 1000. De aici rezultă imediat și posibilitatea de valorificare a unor probe vechi prin metode de analize genetice, în special țesuturi dure, osoase, dinți vechi sau foarte degradate. Și se poate face legătura cu mama, deci cu ADN-ul matern. ADN-ul mitocondrial nu ne oferă informații decât legate de linia maternă a persoanei respective.
Deci nu înseamnă numai ceea ce spun, se spune la televizor de către unele persoane, că este folosit doar pentru a vedea înrudirea dintre anumite populații din anumite zone ale lumii. Nu, se poate folosi și, dar dacă și, vorbim dar în domeniul nostru, în domeniul criminalistic, pentru identificarea unei persoane, vom obține informații despre linia maternă a unei persoane. Deci dacă se regăsește în niște oase ADN-ul matern, este clar că persoana, că persoana, de fapt, persoana de unde, respectivă de la care provin oasele, fiică sau mamă sau bunică, o fiică, este o fiică, o mamă, o bunică, bunică, deci cineva pe linie străbunică. Maternă. Exact, exact, exact. Am înțeles. De asta tot întotdeauna aceste informații legate de ADN-ul mitocondrial trebuie coroborate cu alte informații din cadrul anchetei pentru a putea spune că resturile osoase provin de la o anumită persoană. Dar el singur nu ne va oferi acest lucru. Aș vrea să vă întreb în legătură cu această probă ADN mitocondrial care nu se efectuează la noi în țară. Ea cât costă și de ce nu avem aparatura până la această oră, aparatură și noi, ca alte câteva țări din lume, ca să extragem acest ADN mitocondrial? Despre costul unei analize genetice ADN-ul mitocondrial nu aș putea să vă spun, având în vedere că nu realizăm în cadrul institutului. Dar de ce nu avem și noi? Pentru a analiza ADN-ul mitocondrial trebuie câteva condiții mai deosebite, având în vedere numărul mare de replici identificate în citoplasma celulei. Ar trebui un laborator separat cu o dotare separată. Echipamente, un flux de fapt tehnologic separat. Da, intenționăm să înființăm și la noi un astfel de laborator în viitorul apropiat. Câte probe aveți în lucru acum din cele primite de la Casa Groazei, de la Caracal? Aș răspunde împărțind câte probe am lucrat și câte probe mai avem în lucru în cazul Caracal. Până în prezent au fost lucrate mai multe sute. Mai multe sute. Da, de probe. Numai pe cazul Caracal. Pe cazul Caracal. Mai sunt câteva de lucrat, puține. Dar aș mai face o mențiune aici, să aveți o imagine asupra muncii efective. A volumului. Asupra volumului de muncă care se prestează pentru o probă. Câți specialiști ați pus pe laborator de analiză genetică? Pe toate cele trei domenii suntem 24 de experți, specialiști și tehnicieni. Deci 24 la sute și din țară mii. Înțeleg. Da. Dacă vorbim de numărul de probe, ar trebui să vorbim și de numărul de urme. Ar trebui făcută puțină distinția. Asta încercam, voiam să vă explic, dintr-o o probă, să spune o probă, o pilotă, un cerceaf, să iau un obiect mai mare, chiar și în cazul Caracal. Sunt analizate suprafețe de un centimetru pătrat, chiar. Deci atât de minuțios. Și sunt recoltate aceste urme sau microurme, posibil, care merg mai departe, care pot fi valorificate sau nu. În această fază, nu. În primul rând, ele trebuie să fie testate, să vedem ce este acolo. Că degeaba avem o urmă sau o microurmă, nici nu o vedem cu ochiul liber. Da, ca care urmă, ar avea dacă un este aspect biologică sau dacă e urmă de cafea sau altceva ar fi căzut pe asta în primul rând. Dar mai mult de atât, noi trebuie să știm ce este acolo. Că este o urmă de sânge, că este o urmă de salivă, sau efectiv un epiteliu, deci, și așa mai departe. Lor, iar pentru asta se realizează teste. Teste înainte de a introduce în fluxul tehnologic efectiv de laborator. Și acum vă imaginați o astfel de suprafață cu care poate să aibă 2 metri pe 2 metri, luat centimetru cu centimetru, câte sute de urme sau microurme numai de pe o probă. Aș vrea să revenim un pic la ADN-ul mitocondrial. El se poate găsi în oase cu vechime mare sau calcinate, așa cum sunt cele de la liziera? Da,
Da, ADN-ul mitocondrial, analiza ADN-ului Cât mitocondrial. rezistă, cum s-ar spune, un ADN mitocondrial? Ca să înțeleagă Au toată lumea. fost cazuri în care, realizându-se analiza ADN-ului mitocondrial asupra unor oase Foarte vechi. foarte exact, foarte vechi, s-a reușit să se Sute de ani. obțină poate mai mult. Mumiile Da, egiptene, să spunem. exact. Și să se realizeze o apartenență, o clasificare a lor. Cu alte cuvinte, pot să reziste mii de ani. Aș vrea să vă întreb în legătură cu această probă, să spunem, proba cu carbon, da? Deci, în această probă cu carbon se poate face pe oase recente? Analiza izotopului carbon 14, așa cum știți, noi avem, se găsește în oase, se găsesc trei tipuri de atomi de carbon. O să revenim cu acest subiect, cu proba de carbon și cu ce alte detalii extraordinare ne dați dumneavoastră, atât pe cazul Caracal, cât și în general pe analizele genetice, în a doua parte a emisiunii.